Bună bine, v-am găsit, sunt Marius de la Brugat Cunoaște Stare și vă invit să urmăriți în continuare review -ul, video -ul al smartwatchului Moto 360, un gadget extraordinar de util celor care sunt, între ghirimele, dependenți de device lor cu sistem de operare Android. În primul rând de smartphone-uri, funcționează perfect acest smartwatch în tandem cu un smartphone cu sistem de operare Android 4.3 sau mai nou, este un ceas prevăzut cu interfața Bluetooth 4.0. Atunci când deconectați conectați la telefon, trebuie să introduceți un cod pe cadrul telefonului și ceasul se va conecta automat și vă va trimite notificări ori de câte ori veți primi mail-uri sau veți primi apeluri sau mesaje pe telefonul vostru. Puteți, bineînțeles, să decideți care va fi interfața ceasului. Avem de ales între mai multe modalități de afișare a orei. iată -l. Eu am optat pentru interfața clasică. Trebuie să vă spun și că Moto 360 este foarte ușor. Are numai 49 de grame. Se simte foarte bine pe mână. Nu este deloc deranjant. Este și primul smartwatch cu ecran rotund. Are un diametru de 1,56 inch și densitatea pixel pe inch de 205, așa că notificările vor fi afișate într-un mod care place utilizatorul. Iată câteva interacțiuni pe Twitter. Pot fi deschise notificările pe telefon fără nicio problemă, iar ecranul telefonului le va afișa. Este un dispozitiv și care are un aspect fashion. După cum puteți vedea, versiunea testată de mine are o curea de impiere. În ceea ce privește dimensiunile, are un, o grosime de doar 11,5 mm. Haideți să vedeți și cum arată scos de pe mână. Trebuie să vă spun, și că această curieră este deosebit de rezistentă. Iată, tocmai am intrat într-un meniu. Puteți să vorbiți cu ceasul, are două microfoane, și pe ecranul ceasului vor fi afișate rezultatele căutărilor de pe Google. Ei bine, are o baterie de 320 mAh care face față unei zile de utilizare normală. La finalul acestei zile trebuie să puneți ceasul pe acest stand de încărcare wireless. Timp de o oră și jumătate ceasul se va încărca. Apoi din nou îl veți lua de pe acest stand și îl veți pune la mână. Nu este absolut deloc deranjant faptul că bateria rezistă doar o zi. Ceasul este un dispozitiv care folosește sistemul de operare Android Wear well, adaptat de Google pentru folosirea de astfel de gadget Avem de-a face și cu un senzor pentru ritmul cardiac, dar și un pedometru. Ceasul mai are și două microfoane. V-am arătat cum interacțiunile pot fi deschise pe ecranul telefonului mobil. Prețul este unul foarte accesibil. Pe Queen Mobile puteți găsi acest ceas la 1499 de lei. În raport cu performanță, este cu siguranță un preț mai mult decât bun. Aștept părerea voastră despre acest gadget și vă invit să recomandați alte gadgeturi pentru teste.